Haide-o! Am fost atât de fericit că am ajuns la un club atât de mare precum Rapid. Este o bucurie foarte mare pentru mine că după atâția ani sunt încă la echipa mea de suflet. N-aș putea să-mi văd viața sau să-mi povestesc viața fără echipa Rapid. Salutare! Astăzi suntem alături de Andrei și de Virgil Drăghia, pentru că foarte mulți dintre voi mi-a cerut să aducem și un portar de Liga 1. Acum avem ocazia aici cu Andrei de față să tragem la poartă. Andrei, o să tragem 100 de șuturi, să vedem câte intră. Andrei, tu câte crezi că o să dai astăzi? Din 50, o să facem 50-50, câte crezi că o să reușești? Sincer, adică să fim cât mai sinceri, știi? Aici, câte crezi? Dacă aș băga 10, aș fi foarte fericit. 10? Foarte mult. Ok, eu zic undeva la 6 spre 7. Acum rămâne de văzut. O să dăm numai de aici, de la cupolă, din minge mișcată sau de pe loc. Ok? Hai că am început bine. Haide, mă. Două goluri până acum. Până acum. Ha. Haide, mă. Haide. Oh, frumos. Ia să încercăm ceva frumos. Hai de p***. Trebuie să intre. Bravo, bravo. Astăzi o să vedem la treabă noile ghete de la Kipsta, celele Pixel. Haideți să le vedem și împreună. Uitați-vă și voi cât de bine arată și aceste culori, cum se îmbină foarte bine pe gheată. Este foarte maleabilă această șosetă și, nu mai zic, acest material este extrem, extrem, extrem de flexibil. Uitați-vă și voi și gheata la fel. Uitați-vă puțin aici. Talpa se poate folosi pe iarbă, cât și pe sintetic, pentru că are aceste cramponașe. Așa că, dacă vă doriți, aveți posibilitatea, din primul link de descriere, Kipsta CLR Pixel. Nu uitați că Decathlon are pentru voi la fiecare gheată acolo un ghid de mărimi, să vă uitați la câți centimetri are piciorul vostru și să vă alegeți exact mărimea potrivită. Și un lucru important, aveți 2 ani garanție la orice pereche de ghete, așa că o să vă ajute și asta. Dar acest model arată extraordinar, deci vă încurajez să le testați pentru că nu o să rămâneți dezamăgiți.
puteri gigantesc. Ce vrei, mă? Dacă nu ai dat tare, e imposibil să-i dai gol dacă nu-i dai tare. No. Bravo. Bravo. Haide, mă. Bun ziua. Nu cred! Mai bine, mai bine! Dar nu cred, mă! Hai, Bun! Nu da! Haide! Hai, leu! Cred că după clipul ăsta îți face control la rapid. Da, cred că a trecut acum Adi, trebuie să îmi dea un contract acum, să înțeleg. Bravo. Deci crește inima mine așa când aud pe Virgil că zice bravo, mă. Mi s-a zburit părul pe mine aici, nu știu dacă vedeți exact, da. Ah. Bravo! Bun! Ce-a tu pe spate? Aileu, mamă, dacă nu mai așa i-am dat de sub aici. Dar du-te, mă! Da, de ce lui nu-i descot? Vezi? Am dat prost. Haide, mă! Bun! Mai tare, mai tare, mai tare. Știu. Mamă, cum a scos-o! Bravo, bravo, Virgil. Bine, rău de tot a scos-o. Bravo, bă! Uite, mă! Dacă e foarte gol, bravo! Alo! Bravo, bă! Bravo, bă! Ce prost am lovit-o! Oh! Aaaa, fost prost pe rău aia. Oh, oh! E în alungă! Aaaa! Bravo, până și asta! Hai! Aaaa! Ma! Să se zici cu ea. Ce pârnaie, ce pârnaie am dat. Mamă, mamă, mamă. Bravo, băi! Da, să încerci să dai tare, e ca și cum ai face 50 de flotări rapide. A lovit-o foarte bine, lovește foarte bine. Foarte bine, bravo, felicitări. Mulțumesc bravo, mult de tot, foarte bine. Mai crești un pic, mai pui forță puțină. Să fie da, da, le dădea plasate, dar n-a avut bine. Forță. La direcție foarte bine. În anumite momente. Dăm și niște penaltiuri? Hai. Bravo! Bun. Aproape Dibu. Era pe ea, n-am dat așa bine, era pe ea. Aaaa, frumos. Bravo. A, nu cred.
La seminătime acolo, na, da, și eu la prima, era la prima. Era că nu pisește colțul. N-a tremurat. Na, la seminătime ți-l ia imediat. Știu, știu. Tu ai zis, tu ai auzit. Am dat, ce-am zis eu să nu dea, am dat eu, știi, imediat, și am dat și tare rău de tot. Bravo! Este, mă! I want this embarrassment to stop. Stinga, jos! Wow! Este! Bravo, Andrei! Bravo, Andrei, frumos! What the fuck? Și ultimul. Bravo! Bun, aici am avut 5. Cât ai avut, câte guri ai dat, Andrei? 4. Bine, aici na, dacă noi le dăm bine, e foarte greu și pentru Virgil. Mamă, ce? Am zis că, mamă, era pe ea acolo, în oricam dat tare, că dacă nu, era jal. Bravo! Haide! Bravo! Senzație! Super! Bafta! Super, Virgil, aici! Bafta! Bafteți aici! Nu uitați să-l urmăriți și pe Virgil aici, mai jos, pe Instagram. Uitați să-i dați un follow și lui Andrei aici. Ia zi, Andrei, bă, ziceai că e mai ușor așa. Vezi cum crește nivelul, cum deja totul e mult mai greu? Pentru cei care spuneți că este ușor să joci în Liga 1 și să dai la poartă și lucruri de genul ăsta, doar vă rog să dați 50 de lovituri, să dați cu un portar din Liga 4 sau Liga 3 și o să vedeți exact. Dacă vă duceți mai sus, deja o să fie nivelul mult mai mare și o să fie mult mai greu să dați gol. Așa că mulțumim încă o dată, Virgil, super! Mulțumim, Andrei, apăsați butonul de like acolo și o să mai revenim cu noi videouri.